Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou make-up tutorial! Astăzi vom folosi împreună această minunată paletă. După cum bine puteți vedea, deja machiajul meu este gata și această paletă conține minunatele nuanțe de verde pe care le-am și folosit. Așa că dacă sunteți curioși cum mi-am realizat acest machiaj și concluziile despre această minunată paletă, vă invit cu drag să vizionați make-up tutorialul care urmează. Așa că, dragii mei, urmăriți-mă! Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou make-up tutorial. Astăzi vom testa împreună minunata, sublima, superbisima paletă a Natashei Denona. Este vorba despre paleta Green Brown. Uitați-vă ce nuanțe! Și ce machiaj credeți că voi crea folosind aceste nuanțe superbisime? Cu siguranță voi face un machiaj verde, pentru că vă spun sincer, am redescoperit această nuanță absolut superbă și mi-am dat seama că îmi stă super bine cu verde, iar această paletă are foarte multe nuanțe de verde, așa că haideți să-i dăm drumul! Voi începe cu această nuanță de aici. Haideți să vă zic și cum se numește. 15M Bottle Green. Foarte interesant. Această nuanță o voi aplica în colțul extern. Este ușor sidefată. Mi-ar fi plăcut ceva mat, însă nu este absolut nicio problemă, pentru că voi folosi această nuanță doar pentru acea umbră. Următoarea nuanță pe care o voi folosi este aceasta de aici, mai deschisă. Pe aceasta o voi folosi în pliu. Mi se pare superbă și este ușor prăfuită. Să vă spun și cum se numește. 08V Tropic. O voi aplica în pliu și voi face ușor, ușor tranziția între nuanța din colțul extern și aceasta. Prima impresie despre aceste nuanțe, doamne, deci se blenduiesc extraordinar de bine, îmi place foarte mult cum arată, superbisime, cel puțin nuanța aceasta de aici, ultima pe care am aplicat-o, mi se pare superbă. Acesta mă așteptam să fie ușor, ușor mat, însă este cam sidefat. Din păcate, în această paletă nu prea se regăsesc nuanțe mate, sunt foarte, foarte puține și pentru un machiaj verde nu prea am din ce să aleg. Însă vreau să vă zic că am rămas surprinsă să constat că merge foarte bine și o nuanță sidefată în colțul extern. Este pentru prima dată când fac așa ceva și arată bine. Arată bine. Nu sunt eu obișnuită, însă mi se pare foarte, foarte interesant. Voi lua acum această nuanță de aici. Mi se pare ceva neutru, așa e foarte interesant această nuanță. Știți la ce sunt bune nuanțele de genul acesta? În momentul în care blenduiești, știți foarte bine că se mai întâmplă să greșești. Și folosind o nuanță de genul acesta, cu o pensulă, corectezi greșelile. Super, super. Și nici măcar nu se vede. Deci este super. Este la nuanța pielii, dacă mă întrebați pe mine. Foarte interesant, îmi place maxim. Haideți să vă zic și cum se numește. 54V Flamingo. Flamingo. Super. Mă gândesc la ceva exploziv pentru colțul intern al ochiului și văd aici o nuanță, tot așa în tonuri de verde, aș putea să zic verde spre galben. Cred că dă foarte bine. Mi se pare un pic cam închisă, voi risca cu această nuanță, însă o voi aplica mai întâi pe mijlocul ploapei, în cazul în care mi se pare că nu se potrivește să aplic o nuanță mai deschisă în colțul intern. Dar eu optez pentru această nuanță în principal pentru colțul intern, să vedem însă cum este, cât de pigmentată este și cât de întunecată, pentru că nu aș vrea să fie foarte, foarte închis. Nuanța se numește 14M. Antic Olive. Foarte interesant. Este ușor închisă, însă nu m-ar deranja dacă aș merge cu ea și în colțul intern și aș putea ulterior să adaug un pic de strălucire. Văd aici câteva nuanțe care se potrivesc de minune. Și cu o pensulă plată iau produs și merg din colțul interior
către mijlocul ploapei. Voi ridica din ce în ce mai sus. Vreau să fie ceva în genul acesta. Și o voi aplica și cu degetul, pentru că vreau foarte, foarte mult pigment. Vreau să se vadă foarte puternic. Ia uitați-vă ce avem noi aici. Foarte mișto, foarte pigmentat. Cu degetul se aplică mult, mult mai bine genul acesta de farduri gliterate, sidefate. Acesta este un sidef, însă vreau să vă zic că este foarte, foarte moale. Aș putea să-l confund cu un glitter presat, însă nu are suficient de multe particule de glitter încât să îl încadrez în acea categorie. Chiar arată foarte bine și este interesant, ușor cameleonic, aș putea să zic. Da. Voi face și la ochiul acesta același lucru și revenim. Pentru a mai îndulci așa cumva situația, mi-a ieșit un machiaj cam închis. Mi-ar fi plăcut ceva mult mai deschis, însă pigmentul este unul foarte interesant, foarte puternic. Am apreciat încă de la prima paletă pe care am testat-o de la Natasha Denona, Purple Blue, am apreciat pigmentația nuanțelor și nu are cum să mă supere acest lucru, însă mi-ar fi plăcut niște nuanțe mai deschise, mai neon, mai cum se poartă acum. Cu toate acestea am aici o nuanță, tot așa un verde, foarte, foarte deschis, pe care îl voi aplica pe pleoapa inferioară. Acest verde se numește 86P Golden Aquamarine. Foarte interesantă denumirea aceasta a produselor și cred că acest verde este exact ceea ce aveam nevoie. Îmi place că este deschis, foarte deschis. Îl voi aplica pe pleoapa inferioară în felul acesta și ulterior voi mai regla eu situația astfel încât în colțul extern al pleoapei inferioare să mai întunecăm un pic treaba. Pentru că știți că mie îmi place foarte mult să jonglez cu umbrele, cum îmi place mie să spun, dar îmi place atât de mult această nuanță deschisă. Super! Am mai îndulcit așa situația. Am mai încălzit-o pentru că mi se pare că este o nuanță caldă, foarte frumoasă, foarte frumoasă. Iar acum, că tot vă spuneam eu de colțul extern că aș vrea să-i mai adaug un pic de umbră, aș vrea să întunec un pic situația pe întreaga pleoapă, atât superioară cât și inferioară. De aceea optez pentru nuanța de aici. Aș fi optat pentru aceasta de lungă, însă mi se pare mult prea gliterată și nu vreau să încerc atât de multe lucruri noi. Pentru mine este suficient că am încercat un glitter, un sidef de altfel, în colțul extern al pleoapei superioare. Nuanța pe care o voi folosi este 43P Smoky Quartz. Această nuanță înseamnă că poate fi folosită cu succes la un Smoky Eyes. Știți că n-am mai făcut de mult un Smoky Eyes, însă niciodată nu este târziu. Îmi place că este exact pigmentul de care am nevoie. Nu voiam nici negru, nu voiam nici deschis, evident. Este exact între. Iar acum trebuie să luminez atât colțul intern al ochiului cât și aici, sub arcadă. Însă este o decizie dificilă. Optez între aceste două nuanțe. Aceasta mi se pare cam prea puternică pentru machiajul pe care l-am făcut, așa că mă voi îndrepta către aceasta. Sper să fie alegerea potrivită. Haideți să-i dăm bătaie. Nuanța pe care am ales-o este 20M True Gold. Gold! Este exact nuanța de care aveam nevoie. Acum să vedem cum dă. Interesant. Haideți să văd și în arcadă. În arcadă o să se vadă mult, mult mai bine. Cred că această nuanță se poate folosi cu succes și ca iluminator pe pomeți. Foarte mișto. Am crezut că este mai închis, însă este exact ceea ce trebuie. Bun. Încă puțin aici, încă puțin aici. Acesta este clar un glitter presat, 100%. Haideți să vă arăt și de ce. Ia uitați-vă cum s-a făcut. E foarte moale, foarte glitterat, cu foarte multe particule de sclipici. 100% glitter presat, foarte puternic. Nu mă așteptam. Ce spuneți?
Super! Superbisim! Acum am nevoie de un verde pe linia apei și am ceea ce îmi trebuie aici. Este vorba despre acest creion de la LA Girl. Doamne, prima dată când l-am testat nu mi s-a părut atât de bun, însă ulterior am încercat să-l integrez în machiajele mele pentru că am dat bani pe el și eu sunt genul acela de persoană în care dacă nu-mi place un produs, încerc să îl folosesc în diverse combinații, poate o să-mi placă pentru că până la urmă produsele astea costă bani. Nu le-am primit degeaba ca să zic, băi, lasă-le acolo, le arunc și cu asta basta. Și mi-am dat seama cum se utilizează acest creion. Într-adevăr, este un pic mai dificil de utilizat, însă după ce îl aplici, rezultatul este unul wow. La început, prima aplicare nu este ceea ce trebuie, însă insistând, rezultatul final este wow, wow, wow. Și astfel, aceste creioane de la LA Girl, mi-am cumpărat două și am regretat la început, dar acum le ador. O să mi mai achiziționez pe viitor și altele. Aceste creioane le iubesc. Mi se par foarte mișto din toate punctele de vedere. Uitați-vă la linia apei. Deci vă rog din suflet să vă uitați la linia apei. Ce verde am obținut folosind acest creion. Super! Superbisim! Machiajul este gata. Îmi voi trasa linia de tuș folosind acest eyeliner de la Maluvils. Îmi voi pune genuțele și voi reveni pentru că, dragii mei, dragile mele, urmează concluziile și am foarte multe lucruri să vă spun despre această paletă, despre produsul care se află în această paletă. Așa că, dragii mei, urmăriți-mă! Dragii mei, sper că v-a plăcut make-up tutorialul pe care doar ce l-ați vizionat. Vreau să vă zic, în primul și în primul rând, că sunt extraordinar de mulțumită de machiajul meu, a ieșit foarte bine și vreau să vă spun că sunt super încântată de tot ce am încercat până în acest moment de la Natasha Denona. Și vorbesc aici despre minunatele palete ale ei, însă am încercat și alte produse. Am să vorbesc despre asta într-un videoclip viitor, așa că urmăriți-mă, pentru că v-am pregătit foarte multe surprize și știți că eu sunt omul surprizelor. Dar până acolo, haideți să discutăm despre această paletă pe care am testat-o împreună și de care sunt extraordinar de încântată. Ambalajul, după cum bine știți, nu este chiar genul meu, însă este un ambalaj interesant. Ce nu-mi place este faptul că nicăieri pe această paletă nu scrie denumirea ei. Știți foarte bine că eu am și pe cealaltă, Purple Blue, așa că mi-este foarte ușor să le încurc, de aceea va trebui să le pun eu o etichetă. Pentru banii pe care îi dai pe această paletă, nu mi se pare ok să nu scrie nicăieri cum se numește, mai ales că sunt două palete identice ca ambalaj și nu există nimic în afară de culori care să le diferențieze. Voi deschide paleta, ia uitați-vă ce nuanță avem noi aici, frumusețea aceasta de paletă, care cu siguranță se potrivește persoanelor cărora le plac nuanțele acestea nude. Însă avem aici și câteva culori pe verde, foarte frumoase, foarte pigmentate, foarte ușor de blenduit și foarte calitative. Ce mă deranjează din nou este faptul că pe această folie de protecție sunt scrise numele culorilor, iar acest lucru este deranjant pentru că ați văzut ori de câte ori vă arăt culoarea, trebuie să mă uit pe această folie, să vă citesc. Mă deranjează și nu mă deranjează în același timp, pentru că nuanțele fac ca aceste mici defecte, să le numesc, să nu mai fie atât de vizibile, să zic așa. Haideți să vorbim despre această minunată paletă. Știți că din această paletă am folosit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuanțe. 8 nuanțe. Iar această paletă are 28 de culori. Am folosit o groază de nuanțe, vă spun sincer. Sunt super curioasă să văd cum se aplică și celelalte nuanțe. Referitor la paleta pe care am testat-o și pe care v-am prezentat-o în videoclipul anterior, tot de la Natasha Denona, Purple Blue, vreau să vă zic că celelalte nuanțe sunt best, best, best. Nu am nimic să le reproșez, mi se par foarte bune, foarte calitative. De aceea nu mă îndoiesc că și celelalte nuanțe vor fi pe măsura acestora pe care le-am testat deja.
Dar, așa cum v-am spus și în videoclipul anterior, dacă vă doriți să mai fac videoclipuri cu aceste palete, vă invit să-mi lăsați în comentarii și, de asemenea, nu uitați să-mi dați like și să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Îmi place. Atât am avut de zis. Îmi place foarte, foarte mult. La această paletă nu am sesizat absolut nicio problemă. Știți foarte bine că data trecută s-a întâmplat ca la un ochi să fie o mică pată. Nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru. Vreau să vă spun că ulterior mi-am mai făcut genul acela de machiaj și a doua oară nu s-a mai întâmplat asta. Doar la filmare a fost atunci, cine știe. Deci chiar nu îmi dau seama de ce s-a întâmplat ca la un ochi să fie acea pată. De data aceasta nu mi s-a întâmplat, iar ulterior, testând paleta, nu am mai văzut acea problemă, nu a mai reapărut acea problemă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Înseamnă că a fost, cine știe, poate mi-am aplicat eu un concealer care nu a fost ok și poate la un ochi s-a văzut și la celălalt ochi nu a fost atât de vizibil și fardul s-a dispus cum trebuie pe ploapă. De data aceasta totul este super. Totul este perfect, fardurile sunt așezate cum trebuie, se blenduiesc foarte bine. Nu bine, foarte bine și sunt super încântată. Și cu această afirmație închei aici videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați like, share, să vă abonați canalului meu de YouTube. Eu sunt Angelica Iordănescu și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine. Bye!